ce primii trei premiați vor primi o antologie și sper să o păstrați undeva și să aveți grijă de ea, pentru că este o antologie deosebită de suflet a celor care l-au iubit pe Mihai, pe parte din ei, bineînțeles, pentru că sunt mult mai mulți. Dar aceștia sunt autorii care au participat la emisiunea Portret de Autor de la Radio Shalom. Nu mă număr printre cei care l-au cunoscut în ziua lui Mihai Grănescu, dar l-am iubit de la început. Nu s-am permit decât să citesc versurile scrise de Mihai Grănescu, care încep și termin această antologie. Nu cred că le-a citit nimeni, nu? Ba da, le-am citit la comemorări, aici nu, aici nu. Și eu zic că merită și să vă gândiți la ce a vrut să spună Mihai Grănescu. Mă trezesc uneori dintr-un vis din care nu-mi rămâne decât amintirea faptului că eram nici realitate, nici chimeră, nici plantă, nici animal, nici sensibilitate, nici inconștiență, nici existență, nici absență, nici eu, nici altcineva. Și când mă trezesc, înțeleg că în realitate chiar asta sunt, înțeleg că sunt și deja am încetat de a mai fi. Și închei cu ultimele trei strofe, scrise în 1972 de Mihai. Și îmi părea că mă întorc din moarte prin parcul inundat de crizanteme, pe drumul zmăzuit cu sticle sparte, treceam sub cerul invadat de stele. Stafii de foc sticleau pe când departe, fantasme, vid, nimic, hai, nu te teme. Eu însumi parcă reveneam din moarte prin parcul invadat de crizanteme. Schelete în anterie albe stau să cheme, vină cu noi, moartea fără moarte, pe frunte îți vom pune diademe, atât de mărunt cât ne desparte și îmi părea că mă întorc din moarte prin parcul încărcat de crizanteme. Și eu s-a întorc din moarte.